Ce să mâncăm dacă avem ficatul gras? Ce faceți, prieteni? Sunt Angel. Din nou discutăm despre una din problemele moderne, și anume ficatul gras. Apare în special la persoanele de peste 30 și ceva, 40 de ani, chiar și mai mult. Cu toate că această vârstă este în scădere. Și am observat asta la toate afecțiunile care au legătură cu alimentația. Vârsta este în scădere. Înainte, să zicem, probleme cu colesterolul, tensiune ridicată, trigliceride ridicate, ficat gras și așa mai departe, apăreau la persoanele peste 50 de ani. Acum vârsta scade, pentru că alimentația este din ce în ce mai slabă calitativ. Ficatul este responsabil pentru eliminarea toxinelor, este ca un filtru. Dacă acesta este gras, nu poate funcționa cum trebuie și asta poate duce la nenumărate probleme în continuare. Dacă un organ practic nu funcționează cum trebuie, vă dați seama că acest lucru va veni cu probleme, indiferent de ce organ vorbim. Ce putem consuma? În primul rând, evident, deci cred că nu ar mai trebui să mai menționez, dar legume verzi. Orice fel de legumă verde, broccoli, spanac, salate, chestii genul ăsta ajută foarte mult la reducerea agresiunilor din ficat. Vedeți că legumele verzi, indiferent de ce video facem, legumele verzi sunt o constantă. Adică nu există ceva în care să zici, băi, legumele verzi nu ar ajuta. Deci este bine să le avem în alimentație, indiferent de situație. Pește cu conținut mare de omega-3, somon, sardine, poate unele tipuri de ton, pește care în general are conținut mare de omega-3 și ideal ar fi să avem un pic grijă la calitatea peștelui, pentru că acum este o foarte mare problemă cu această, să zicem, contaminare cu metale grele și cu mercur. Dar o cantitate bună de omega-3 reduce inflamația și scade colesterolul și grăsimile rele din organism. Carbohidrații integrali și cu fibre. Aici vorbim despre cereale integrale, paste integrale, ovăz, lucruri care de regulă conțin un indice glicemic mai scăzut, conțin fibre și trec, să zicem, mai greu prin organism. Acestea, pe lângă faptul că reduc nivelul colesterolului din organism, te ajută să te simți mai sătul și îți echilibrează nivelul de energie fără să ai fluctuații. Nuci și oleaginoase, acestea au fost dovedite științific, au fost câteva studii făcute chiar recent în care s-au adăugat oleaginoase la persoane care aveau boli hepatice și s-au îmbunătățit semnificativ. În continuare, avocado. Pe lângă faptul că acesta conține grăsimi sănătoase, are anumite substanțe chimice care ajută la repararea leziunilor la nivelul ficatului și încetinirea, practic, deteriorării ficatului. De asemenea, acesta vine cu multe proprietăți, deci, din nou, exact ca și cu legumele verzi, este foarte bun de adăugat în alimentație. Avocado se poate adăuga foarte bun cu brânzeturi, poate un pic de cremă de brânză, poate prin salate, încât, să zicem, dacă nu, poate nu-ți place propriu la gust, nu are un gust foarte proeminent, poți să-l amesteci cu alte lucruri și să nu-l simți. Semințe, în special semințe de floarea soarelui, acestea sunt bogate în vitamina E, conțin și antioxidanți și sunt foarte bune în protejarea ficatului și nu numai. Ulei de măsline, grăsime sănătoasă, ajută la scăderea enzimelor hepatice, deci ne ajută și ficatul și în general. Grăsimile sănătoase sunt foarte bune și pentru sistemul cognitiv, ne ajută să gândim mai bine și mai eficient, deci este bine să le adăugăm în alimentație și veți vedea acest lucru destul de constant. În foarte multe afecțiuni, grăsimile sănătoase sunt o soluție, cu toate că sunt tot grăsimi, pentru că noi avem tendința să ne gândim că în momentul în care avem o problemă nu poți să mai mănânci gras. Dar grăsimile sunt de două feluri și grăsimile sănătoase chiar ne ajută organismul. De fapt, grăsimile sunt de mai multe feluri acum pentru cei care vor foarte tehnic, dar împărțindu-le în grăsimi rele și grăsimi bune, grăsimile sănătoase, grăsimile bune chiar ne ajută în diverse afecțiuni. Și pe ultimul loc avem ceaiul verde, care reduce depunerea de grăsime la nivelul ficatului. Ceaiul verde poate fi, să zicem, consumat chiar și îndulcit cu un dulcitor lichid, consum 1-2 ceaiuri verzi pe zi. Și la fel va avea multe beneficii, te ajută și pe partea de slăbire puțin, îți dă un mic boost. Nu face minuni pe partea de slăbire, dar în schimb este un plus. Și fiecare aliment de genul acesta poate fi integrat destul de ușor în alimentație, pentru că nu este un aliment, adică nu este, nu știu ce, fruct exotic, adus, care este foarte greu de găsit. Sunt alimente pe care le găsește toată lumea, foarte ușor de accesat, foarte accesibile și ușor de băgat în alimentație. La ce trebuie să mai avem grijă aici, pe lângă mâncăruri nesănătoase și așa mai departe, am observat că există o problemă la femei în special, dar este aceeași problemă și la bărbați, alimentație care pare sănătoasă, dar rezultatele la analize vin cu un ficat gras. Și cauza este foarte neașteptată pentru mulți oameni și anume se poate întâmpla să fie din cauza consumului ridicat de fructe. Pentru că fructele au în interior zahăr, zahăr care se împarte în două, practic, în fructoză și în glucoză.
glucoza poate fi asimilată în corp în general, dar fructoza trebuie să fie procesată în ficat și asimilată în ficat. Dar aceasta trebuie să fie utilizată. Adică, dacă consumi fructoză, trebuie să fie și ceva efort fizic. Nu este nimic rău în a consuma fructe, în general, fructoză, dar trebuie să existe efort fizic. Dacă tu consumi un coș de fructe și ești foarte sedentar și mănânci asta constant, cu toate că vei avea anumite beneficii, pentru că ai vitamine și fibre și așa mai departe, vei avea foarte multă fructoză adunată, pentru că la bază fructele au destul de multă fructoză și acea fructoză se va stoca în ficat, care va duce la îngrășarea ficatului. Și, de exemplu, chiar am avut o clientă exact cu această problemă, mânca undeva la 15 mere, ceva de genul ăsta pe zi, destul de multe mere și mai schimba, mai mânca și banane și așa mai departe și nu făcea absolut nimic, deci zero sport. Și a venit la mine cu analiza, a spus, nu înțeleg de ce, mănânc numai fructe, în rest mănânc destul de sănătos, de ce am ficatul gras. Și am spus, tăiați, doamnă, de la 14 mere, tăiați la 2-3 mere. Și a tăiat de la 2-3 mere, după o lună deja s-au îmbunătățit analizele și fără prea mare bătaie de cap. Și uneori, chiar și ce este bun în cantitate prea mare poate crea o problemă. Deci dacă consumați foarte multe fructe, asigurați-vă că sunteți și suficient de activ. Alergare, bicicletă, cardio, înot, sport, sală, fitness, aerobic, orice ar fi, să fie ceva mișcare. Sper că v-a plăcut acest video, bineînțeles. Nu uitați de like, nu uitați să vă abonați și noi ne vom vedea la videoul următor. Pa!